că de veți ierta oamenilor greșelile lor, iertați-vă și Tatăl vostru cel ceresc. Iar de nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Din Evanghelia Duminicii de astăzi, de la Matei, capitolul 6, versetul 14 și 15. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Iubiți frați și surori, împreună rugători, îi mulțumim Bunului Dumnezeu că ne-a mai îngăduit încă o întâlnire sfântă aici în Biserica Drept Măritoare. Și ne apropiem cu pași repezi, iată ne bate la ușă, Marele Post al Pătimirilor. Prin glasul Evangheliei, astăzi la Sfânta Liturghie, ni s-a transmis o învățătură complexă, o învățătură care cuprinde iertarea, o învățătură care cuprinde postul și o învățătură care cuprinde neagonisirea sau câștigul peste măsură. Pasajul biblic al Duminicii de astăzi face parte din corpusul numit Predica de pe Munte a Mântuitorului. O predică care are învățături profunde și care începe din capitolul 5 al Evangheliei după Matei și se sfârșește în capitolul 7. Tema principală al acestei cuvântări a Mântuitorului Hristos este iubirea aproapelui, este întrajutorarea Lui, este facerea de bine, nebârfirea, nejudecarea aproapelui, pentru că vedem că Mântuitorul Hristos se regăsește în fiecare dintre cei de lângă noi. Mântuitorul Iisus Hristos insistă asupra unei cereri. De fiecare dată noi rostim rugăciunea Tatăl nostru, cel puțin de două ori pe zi. Și la un moment dat, într-una din cereri, spunem așa: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Sigur că de multe ori, probabil că spunem această rugăciune mecanic sau formal, și nu putem mereu intra sau pătrunde în adevăratul ei sens. Dar la această cerere, Mântuitorul adaugă: așa este, dar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, atunci nici eu nu vă pot ierta greșelile voastre. Suntem puși în temă cu postul, cu această perioadă de abstinență din punct de vedere al alimentelor, putem spune, dar mai ales și mai important, din punct de vedere spiritual. Postul nu este atât de important pentru bucate, cât este pentru sufletul omului. Trebuie să postim ca și cum nu am face-o, spune Mântuitorul Hristos. Adică toată recuzita noastră zilnică să o îndeplinim ca într-o zi normală, ca într-o zi în care am mâncat de dulce. Pentru că nu trebuie să ne arătăm oamenilor că postim, ci ne arătăm Dumnezeului celui care vede în ascuns, Dumnezeului care le știe toate. Există momente de bucurie în care îi mulțumim lui Dumnezeu și îi spunem: Doamne, știu că de la Tine a fost aceasta. Sau știu că acest dar l-am primit numai prin mijlocirea Ta. Dar sunt și momente în care suntem nedreptățiți în viață. Poate suntem prigoniți. Poate ni se creează o nedreptate. Dar atunci parcă auzim din ascunsul nostru acea voce care ne este cunoscută tuturor. Acea voce este vocea Mântuitorului care spune: mai așteaptă puțin, că timpul judecății le va rezolva pe toate. Dacă din binecuvântarea lui Dumnezeu
am primit din prisos anumite daruri și anumite bunătăți. Mă refer aici la cele din punct de vedere material. Nu trebuie să mărim hambarele ca să primim și mai mult și să fim lacom. Ci acestea le primim ca să-i ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Și la întrebarea cine este aproapele nostru sau cine ar avea nevoie de ajutorul nostru, Mântuitorul Hristos ne spune și acest lucru în Evanghelia după Luca, în pilda samarineanului milostiv, cel ce are nevoie. Prin lectura apostolică, adică prin apostolul citit astăzi, Sfântul Apostol Pavel ne îndeamnă în Epistola către Romani să luăm aminte la modul în care viețuim, la modul în care ne trăim această viață vremelnică, efemeră. Pentru că acum, ca nici când, spune el, mântuirea este aproape. Vedem și îndemnul de a nu disprețui pe cel care nu postește de mâncare sau care mănâncă de dulce, pentru că Dumnezeu ne primește deopotrivă pe toți. Sigur că sunt anumite persoane care sunt deslegate de acest post sau de asprimea acestui post din cauza neputinței, din cauza bolii, dar avem și un Dumnezeu mare care nu stă cu siguranță cu carnețelul și notează ce mâncăm în fiecare zi, ci mai degrabă se uită dacă nu l-am bârfit pe aproapele nostru, dacă l-am ajutat când a avut nevoie și dacă am împlinit faptele milei trupești. Sfântul Ioan Gură de Aur, părintele bisericii noastre, spune că dacă nu postim de mâncare, măcar să nu mâncăm carne de aproapele. Adică, ceea ce spuneam înainte, să nu-l judecăm. Pentru că cu siguranță că bârna din ochiul nostru este mult mai mare decât bârna din ochiul lui. Oare mai putem fi astăzi conștienți de importanța postului? Sau de adevăratul sens al cuvântului post? Mulți privesc această perioadă ca o perioadă de detoxifiere din punct de vedere al alimentelor sau din punct de vedere dietetic. Ori postul este mult mai mult decât atât. Pe lângă mâncare, trebuie să renunțăm și să ne silim să renunțăm și la patim, să renunțăm și la păcate și la tot gândul rău care ne cuprinde de-a lungul zilei. Mai este astăzi nevoie de post? Tot acest Părinte Mare al Bisericii noastre ne răspunde și la această întrebare. Și el spune așa, dacă era nevoie de post înainte de cădere, adică înainte de căderea lui Adam, cu atât mai mult, acum după cădere, avem nevoie de post. Dacă înainte de rană aveam nevoie de analgezii, cu atât mai mult avem acum, după ce am fost rănit de către păcat. De ce postim? O întrebare pe care poate ne-o pun unii oameni. Să le răspundem scurt și ferm, postim pentru că iubim pe Dumnezeu. Pentru că atât de tare iubim pe Dumnezeu și să ajungem să spunem aceste cuvinte ca și Sfântul Antonie cel Mare, care spune, eu nu mă mai tem de Dumnezeu, ci îl iubesc pe El. Din cele spuse mai sus, putem observa și deduce importanța spirituală pe care o are postul creștin asupra noastră. Spun însă Sfinții că postul așa putere mare are încât ne poate duce pe aripile Lui și ne plasa până la ușile împărăției cerurilor. Însă, ca aceste uși să fie deschise, mai avem nevoie de smerenie, adică de discreție, de dreapta cugetare. Să dea Bunul Dumnezeu ca cu toții
să putem duce acest post până la capăt și să trăim postul adevărat al lui în semnătate. Și să ne bucurăm în urma acestor zile de triumfala înviere din morți a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, cu care mereu trebuie să fim în minte. Încă de acum, din această seară, când va fi lăsatul secului de post, până în ziua învierii, ținta noastră trebuie să fie învierea Mântuitorului. În încheiere, vă încredințez cuvintelor Sfintei Scripturi, mai cu seamă ale Sfântului Evanghelist Marcu, în capitolul 11, versetul 25. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșalele voastre. Post binecuvântat tuturor. Amin.